Lol. Ok, nice. Good job, Redul meu. Hei, hei. Perfect, perfect a fost asta. Ok, acum puteți face și Baron. Băi, salut și bine v-am găsit la un nou video. Băi, mi-a debucat și mie în sfârșit main account-ul după 14 zile de pauză. Sunt aici cu fratele Cristi, tu care ești, mă stai unde. A, joacă cu cel mai bun și cel mai skillat campion pe care am cea mai bună părere. Toți campionii de mid ăsta, deci la chestia asta am cea mai bună părere, da? Okay, o să vedem curând, ok? Poate, oh my god, nu. Ah, ok, bun. Vreau să mă joc Jayce, sincer, în match-ul ăsta. Dar am picat mid, deci nici mid, și mid era așa 50-50. N-am picat top unde voiam și am zis mai bine îl lăsăm pentru un alt match. Oh my god, a trebuit să-mi dau smite, că a venit cancerul ăla de bar. În fine, nu mi-a distrus startul sau ceva, ca asta e bine cu mestri, poți să faci clear jungle fără să te chinui. Ok. Bă, să sperăm că Gabi Soare o să facă ceva cu Rego. Gabi Soare. Bă, dacă joacă Mephera Lethality, bă, nu știu, frate, dar Deadfire pe bune, adică, nu știu, părerea mea e că e acum, la cât damage dai și mai ales că e până la urmă Mephera, până la urmă e campion de one hit, efect. Gen cu pasiva, știi? Hit-ul, nu, după aia schimb target-ul, dai și în celălalt, după aia iar n-ar aștept așa, știi? Când fuți cu pasiva combinată cu Dustblade, cu ce-ți mai ai tu pe acolo, dai o grămadă de damage. Speed și tot ce vrea plicica ta. Dar în fine, fiecare joacă cum vrea. Deși modul nostru de a juca e mai bun și mai eficient. Hai. Bun, oricum, e bine că avem pe top lane Poppy vs. Riven. O să cam distrugă pe Riven aia, sincer. Ok. Bun, bă, sincer, dacă știți voi, aș vrea să aflu, gen, am primit 14 zile și că următorul ban o să fie permanent dacă o să mai primesc. Dar vreau să știu dacă chestia asta se resetează, adică dacă, bă, la final de sezon, da, frate, următorul iar primește avertizare, iar primești chestii. Pentru că ar fi chiar nașpa, gen, n-am un plan să fac acum flame sau ceva, dar... Nu știu, parcă m-aș băga să-mi cresc Smurf account-ul ăla cu I Love Dani pe care l-am în plat 4, decât să mă joc pe chestia asta și după aia să primesc bani la un moment dat, pentru că mă știu, am o gură mare, știi? Și mă știu și o să cam fut tot. Și n-am chef. Tu ce ești, bă, Cristi? Să-mi lași pe mesaj dacă știi cumva de chestia asta. Și voi să băgați acolo comentarii, să băgați comentarii ce o să joc și meciul viitor. Bă, vezi Kha'Zix, Kha'Zix aici. Aici. Perfect. Bun. Ok, am pus așa un meci cu Pantheon. Nu știu câte... Ultima dată când m-am uitat avea undeva la 150 de vizualizări sau ceva în genul. Știu că le-am postat pe târziu și probabil că dacă le postez așa una după alta nu o să am foarte multe vizualizări la amândouă. Dar în fine aici să recuperăm numărul de... Ok, guys, chestia asta? Mă fie așa să zice. Bă, Gabi Soare tocmai și-a lăsat free kill-ul ca să vină să dea după Tristan acum. What? L-am văzut. Ok. Vezi că e pe aici Kha'Zix că vine spre mid. Deci, efectiv, era first blood-ul nostru acolo, doar că chestia aia de MF, da? A.K.A. Gabi Soare 1-1-2-3 a zis că, bă, bard ăsta mai bine asta era în viață, știi? Că gen a rămas MF cu bard și era clar că îl bătea MF, știi? Versus... Eu cu Bard, cu Tristana, știi? Și Tristana a reușit să scape.
my god, oh my god, oh my god, coaie. Nu te cred. Oh, fuck, reblock și chestii. Da, aiurea. E, aia o să le iau farm. Bă, nu-mi dau... nu-mi dau kill pe ei, că s-ar putea să mă bagi în mijlocul lor. E bun. Sau? Oh my god, doamne, botul ăsta e nebun. Coaie. Ok, level 6, o vrei să dăm dive sau? Vino ca. Cred ca daca, hai ca eram si redu. Cred ca daca nimereai taunt-ul era perfect. Aici daca ai ward. Uite-l. Oh my god. Da, căcat. N-am apucat, așteptam și bait-ul și pe tine. Ok, vine și bot lane-ul și... vezi că ai murit. Da, știu, n-avem mana, dacă avem mana... era mai ok. Trebuie să le dăm mutal la ăștia. Urăsc și atât în gen... că e multă lume. Ok, bun. Hai ca mergem in continuare si... Pusem... Pusem... Nu inteleg pe Rivan cum poate sa bata Poppy si Poppy avand mai putin fan. A fost dor, ba, Cristi, de elo-ul asta. Tine, nu? Deci eu nu mai pot da dor. Oh my god, oh my god, oh my god. Efectiv, botul ăsta se bate în continuu. Ok. Dar nu avem mult de MF. E prea mult timp așa. Mă enervează că nu pot face nici... Nice. Oh my god, Jiva în TP. A, nu, e Kena în TP. No. 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 Ok, mergem pe jungla. Aaaa, fă fost. Nu putem să farmăm, că n-am treabă. S-a plăcut de adichierul nostru, o? Ia schimb pe mesaj. N-am ce, nu mai pot să mai scrii. Așa. Gabi Soarea nostru, gen, l-am văzut pe Kenan-ul tău, știi? A gen, în momentul în care și-a dat Kenan TP-ul, n-am mai făcut nimic. Efectiv, doar stătea lângă Kenan și aștepta. În loc să ia double kill easy pe aia și după aia veneam eu și era mai cum. În fine. Cred că ar trebui boy să mi îndrept atenția mai mult pe top lane acum. S-a dus la rept, oh my god. Da, nu, ăștia nu văd, efectiv, nu văd. De ce
ce în fiecare match Bodlin, imaginați că Bodlin nostru și-a luat baby sit efectiv de la mine și nu era un sari să dăm engage sau ceva. Pentru că la modul veneam, știi? Veneam, stăteau pussy. Ok, plec. Cum am plecat o secundă în spate? Gata, să băga pe aici. Ce înseamnă asta? Vezi că vine și Kha'Zix pe aici. Ok, vreau să fac direct cu laudată. Vine Riven. Și Cannon. Sunt pe drum. Vreau să fac dragonii. Sper că tot o să fie ok. Da, bot lane s-a dus pe top lane. Ah, ok, a făcut dragonii. Da, nu pot să fac nimic. Gen singur. Bine bă, bine bă, oh my god, na. Dacă nu s-a nu pierde, era chiar aiurea. Să mă duc efectiv, aștept doar să mi se încarce HP-ul. Sunt pe drum. O să sară pe aici. Ce? Bă, man. Da. Efectiv toată jungla și... Ah, să mă țin la farm după Gabi Soare asta. Bă, ce hate i-am dat lui. Băiatul ăsta, în momentan, n-a făcut nimic rău. Bine, având în vedere că are 0-2 și are farm de jungla, dar în vest nu are... N-a făcut nimic rău. Atât. Doar atât. Ok, bun. Bun, o să merg pe potărcă. Trebuie să te sustain. Mă repede pe top, ai nevoie de ajutor. Nice damage. Bun, hai că mergem. Uhu, Poppy. Nu! My god! Puteam să-mi activez W-ul, dar era să mor. Gen, wow! Bine. Am fine. Am fine. Tot e bine că se termină cu bine, corect? Ok, bun. Să mergem repede bot lane. Da, 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 acum de. Bun, Kena de TP-ul, Kena nu mai are ult și nu mai are flash. Și nici Tristana. Să-ți bot din atunci dacă stai aici.
Ok, ta. Cel moment când ai suportare mai multe kill-uri, vezi că acolo ca ți-ai nice, bravo. Să-mi verifici și mie red-ul după ce s-a terminat operat. Hai că eu o să-i împing să vină pe botlane, ai auzit? Hai că gen, o să-i împing să dea back. Că vreau să le dau tower-ul. Bă, nu te ajută nimeni cu aia. Bă, cam unlucky, știi? Cine dă teleport? Na, mă, nici nu știu cine dă teleport, dar să mă enervează. Că i-a dat driver. Oare bat? Chiar nu știu dacă bat sau nu. Ok. Da, nu ai. Ok, bun. Nice. Ok, bine. Și ca chestii cu pupii e că oricât de bad ar fi, până la urmă tot e tank și rezistă. Nu știu cum, așa a fost mereu orice pupii. Ca zic se top. Ok, bun, fac clear în jungle și merge direct la drept. Ok, bun, i-am văzut. Vreau să că ea de cam vizează pe tine, vină la drept. Așa, perfect. Hai să distrug asta. Perfect. Hai, vină. Ok, hai să încep ăsta. N-am avut cine, că n-am avut follow de echipă. Ce-a fost? Ce scult? N-am înțeleg. La mod eu nu înțeleg ce-s cu ulti alea. De la... Ok? Păi, îi vezi pe ăștia în junglă? Ok, l-am făcut să-și folosească eu. Eu aștept să intrați voi. Nu mai ești absolut nimic. Nici am luat. N-avem damage destul. Ha, popi. S-a putut pula de tine bard. Lol. Nu știu cum am câștigat fight-ul bine, am câștigat de zentator de lui popi. Deci nu știu. Datorită lui popi. Cine? Ce aici am, boys? Nu mai moare acum. Dar Leon a dat, deci asta a fost prima ultima dată bună aici, pentru că au putut pe aia din gage, atât. În rest, efectiv, a dat ulti decât pentru unul singur și foarte inutil, adică gen tentative de alea de engage, da.
Ce știu eu cu Leona, dacă vrei să dai engage cu ulta, te duci online, știi? Adică gen, dai tot și după... Și eventual prinzi mai mult de unul într-o ulta. Ok. No, ok, bă. Na, acum la Baron, eu nu cred că sunt la Baron. Da, nu sunt. Ia vezi cum îi prinzi tauntul. Că suntem aici 4. Nice, bine. Ah, aveau și blue acolo. Hai să vine și Kha'Zix. Vine și lumea. Mersi că... Gen, mai ajuns să farmezi mai repede. Bun, bun, bun. Îl scoatem pe ăștia de aici. Hai că nu e Rivan. Ok, nu e Rivan. Da, oh my god. Serios? Care erau șansele? Aaa, bine. Fără pot să fac nimic, păcate, doar de genul ăsta. Și Rivan aia e gen... Sindromul linie. Bine, într-un fel e bine că ne-au dat kill-uri, știi că... Da. Să se ducă la red, probabil. Nice, în sfârșit, în sfârșit am văzut o ultă bună. Shot ultă, flash. Gata la, na. Cam probabil eram sigur că ne urmează mai mult. În continuare, soare are farm de căcat. Gen, lângă farm, gen. Lol. Ce-a fost flash-ul ăla? În fine, oricând dacă și-aș fi dat flash-ul bine tot, aș fi dat Q și m-aș fi teleportat cu tot cu el, deci e ok. Oare prins-ta aia? E timpul să-l lași noi direct. E bine că a fost măcar Cloud Rage și n-a fost Infernal până acum. Dacă era Infernal chiar era nașpa. Bine, acum poți să te miști tu liber pe hartă, știi? Că nu te mai ține kill-ul ăla, că până acum n-ai putut să vii și asta a fost nașpa. N-am avut gen cu cine. Nu credeam super. Nu credeam că o să fac ei singuri. Crezi că oare o bat pe Riven 1v1? Chiar nu știu. Dar gen, oricum voia să fie 4v5, deci ok. Hm.
SS driven, putea să vină spre voi. Am dat doar de pe aici și vine ca spre voi. Ia stai aici, poate sniperim pe care fac cu eu. Ba nu, e aia sub la Baron. Sub la Baron. Ok, o să las pe Poppy prima oricum. Și pe Leona. O să aștept să-și dea CC-urile și după o să intre și eu. Nu o să mai intre până la început. Perfect, oh my god. L-am luat. Continuăm. Lol, Poppy, continuăm. Suntem 4v2. Pe 3, sorry. Nu știu, sunt prea pusi ăștia. Nice! În sfârșit, bine, boss. Lol, ok, nice. Good job, redul meu. Hei! Perfect! Perfect a fost asta. Ok, acum puteți face și Baron-ul. Hai că l-am întors meciul. Ai grijă să dai taun la Kha'Zix. Ok, nice, good job. Good job, team, good job. Ok, bine că am întors meciul. Trebuia de chiar nu să mai fac meciul prima mea și 4000 gold, ok. Pot să-mi iau Randuin. No, 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 sincer, nou Tormel mi se pare mult mai genial ca defensive item. Adică pe bune. Chiar mi se pare genial. Tu ce zici, mă? Bine, uitați că gen, nu poate scrie nimic, ok, nice, gata. Zi acum ce zici despre nou Tormir, adică gen să mi-l iau așa pe campion efectiv fighter. Dacă vreau defensive fighter. Ok, hai să vedem campionul ăsta de high mechanics. Ok, Riva n-a fugit-o, bine spre voi. Vine spre băieții, bă. Vin și eu. Ok, nu aveți HP. Bun, am Rage Blade-ul. Haide, bă, farmează cu aia. 137 farm în minutul ăsta. Pe bune, niciun nu se face de bad la farm. Pentru că are gen, de ce mă iau guys mult de el, pentru că eu mereu în live zic, bă, nu contează farmă neapărat dacă e ok. E bine, n-are nici măcar scor ok, ok? Dacă nici, adică, pula mea, dacă ar fi avut 11-0, cum aveam eu, cum ar fi atunci 140 farm, bă, era scuză, bă. No, what? Lol. Bă, sorry. S-a dat-o, săticule. Okay. Bun, putem continuare. Deci te vedeam. Dive. Dacă gen revii tu, știi? Nu știu cum pe-aia. Ok. Oh my god. Gata, acum fugim. A fost nice, bravo. 20 de secunde infernal, ia uite cum luăm și un infernal. Ia nu știu asta.
De ce nu ții mă și pe bateria mea? Acum gen el caută scuze, băi, să nu stai de ce. Nu stă treaba. Ok, gata, am alt infernal. Vreau să ții banii. Bă, glumă, băi, Cristi, dar vezi că gen, asta e, asta te întrebam, gen, se resetează cumva? Bă, boys, cam asta a fost meciul. Sorry, mi s-a deconectat web-ul din spate. Și de asta gen nu era nici web, doar că nu, nici nu prea am vorbit la final de meci, am fost puțin concentrat. Cam asta a fost meciul. Eu sper că v-a plăcut. Am tăiat din video ăsta, oricum cred că ați văzut și voi că 36 de minute cât am înregistrat în clipa asta, cred că au ieșit undeva la 17 minute probabil. Pentru că de ce, programatorul meu știți foarte bine că e slab ca dracu. Ei bine, și la randare stau foarte mult, foarte mult. Și câte video mai scurt, cu atât mă avantajează pe mine mai mult. Dar să fie și scurt și ok calitate, 18 puncte. Vedeți de ce nu mai joc eu pe main? Dar trebuie să joc, un match ca să-mi păstrez rank-ul. Okay, pentru că gen n-am mai jucat, am avut bani, n-am mai putut să mai joc și din cauza asta. Sper că v-a plăcut video ăsta, ați văzut un gameplay cu meserii, iată un gameplay cu meserii în platină 2 slash diamond, ok? Deci ăsta Cristi e diamond 5 clipa asta la solo duo, vă dați seama cam ce divizie erau adversari. Eu zic că a fost la un MMR destul de decent. Acum na, cred că probabil se vede diferența la farm, la absolut tot când mă joc pe main și când mă joc pe un smurf. Acum cred că ați văzut și voi. Cam asta a fost. Sper că v-a plăcut. Ne auzim data viitoare și bineînțeles de seară cu live. Pa, pa!